Oameni buni, astăzi avem un interviu senzațional. Am plecat până la Monte Carlo să mă întâlnesc cu Mihaela Rădulescu. Așa că bun venit la Monte Carlo! Haide! Mihaela e de mai mult de o lună la Monte Carlo, undeva la câțiva kilometri buni de București, pentru că aici se filmează ferma, sezonul cu numărul 5! Așadar, haide să vedem ce face diva. Ai văzut-o pe Mihaela? Mihaela e aici? Ok, perfect, hai! Bună ziua, am ajuns la Monte Carlo? Am ajuns la Monte Carlo. Toată lumea zicea, domne, în România nu sunt drumuri, nu sunt străzi, dar uite că nici la Monte Carlo nu sunt. Mamă, măruță, sărut mâna, Mihaela. Am pregătit o slană de Monte Carlo, cum rar ai văzut. Deci asta este micul meu dejun și masa de seară câteodată. Știam eu că ești pregătită. Brânză de burduf, înțelegi, da? Exact ca la Monaco. Și mai am niște cașcaval afumat. Dar cum merge șunca asta cu Chanelul lângă, păi, da, mă, și cu Chanelul și cu fratele lui. Perfect. Măi, îmi pare rău, dar așa arată, să știi, la mine. Te rog să iei un loc, e strâmt, dar... Stai un pic să înțeleg. Deci tu ești de vreo lună și ceva aici. Da. De o lună și ceva în pădure. Da, exact în pădure. În cazul în care e cineva care crede că chiar suntem la Monte Carlo, nu suntem la Monte Carlo, suntem la vreo 50 de kilometri de București, da, unde se face cel de-al cincelea sezon al show-ului Ferma. Da. Iar Mihaela s-a mutat cu... M-am mutat cu totul la rulotă, pentru că ProTV-ul au fost... Au fost generoși, nu? Au fost generoși, mi-au dat un apartament la un hotel în București, m-au instalat acolo, am venit prima zi la filmare și prima noapte în care am văzut că fac vreo 2 ore pe drum, în loc să dorm în alea, pentru că și terminăm pe la 3-4 dimineața, am zis, știi ceva, de mâine dorm la rulotă. Hai mă, nu te poți să și te-ai mutat la rulotă. Și am întrebat 3 lucruri simple. Merge apa caldă? Da. Am WC? Da. Am internet? Căldură, da, perfect. Internet. Când am avut răspunsul corect la toate întrebările, m-am mutat aici, n-am mai plecat deloc de o lună de aici din pădure, nici măcar până în colțul străzii. Nu mai știu cum arată civilizația. Ea e curat, e altceva. Dar uite, îmi place, vreau să știu, oglinda asta ai adus-o de acasă? Nu, mi-a adus-o cineva de acasă. Pentru că e o oglindă specială, arată bine. Da, da, adus-o cineva de acasă, ca să am și eu unde să mă oglindesc. Ba chiar primesc și flori zilnic de pe câmp. Mi-aduc colegii mei câte un buchet de flori. Mai o secundă, șoc. O să aflați cine face cadou flori de câmp, Mihaela. Păi astea să râzi, mi le-a adus buze regizorul de plată. Deci, mă rog. Ce legătură există între buze, regizorul de platou și florile Mihaelei? Da, dar chiar să știi că și bănuțul, fotograful, mi-a adus. Deci fiecare mi-aduce câte ceva și înțeleg că la Rădulescu, care pare că ține dietă, dar nu, funcționează cu plocon. Deci toată echipa știe dacă au greșit, dacă nu a venit microfonul la timp, dacă nu e lumina bună, dacă buze nu e gata la cadru, dacă Iulia Moga, nu știu dacă știa, dar, niște regizori celebri. Am văzut regizorul, Iulia, da. Moga, Radu Lopotaru, celălalt regizor. Deci dacă se întâmplă ceva și nu-s gata sau nu s-a pus lumina sau ca, pedeapsă. Trebuie să aducă ceva. Da, știi ce pot să le arăt? Dar te rog să iei un loc la mine. Păi nu, că vreau să intru și la tine asta în casă. Vreau să intru un pic și la tine în casă. Asta e living-ul meu. Da, perfect. Dar știi ce îmi place mie foarte tare? Că într-o lună, la ferma, da, o sticlă e goală, a doua sticlă e goală, asta mai are foarte puțin. Erau pline, da. Erau pline și asta e goală. Adică, păi, asta cât parfum poți să-ți dai tu aici la ferma? Băi, uite, acum hai să-ți explic și de ce și să nu se supere actualii, foștii și viitorii concurenți de la fermă. Deci, când ești nevoit să te duci în fiecare zi în fermă, între niște oameni care muncesc de dimineață până seara, care mai mulc și vaca și oile și care stau mult pe lângă bălegar, simt nevoia când mă duc acolo să fac o baie. Să schimbi un pic mirosul. Și la propriu, în apă și să pun, da, și așa, dar și cu parfum. Și îmi zic toți, vai ce bine miroși. Eu încerc să simt numai mirosul meu. Acum am aici o treabă cu COVID-ul. Mă gândesc, bă, mai bine simt că mai simt miros și gust. De ce test? Uite, aici simt gustul, aici simt mirosul. Deci știu că n-am nimic, n-am nicio problemă. Băi, Mihaela, dar nu vine să cred, adică, stai un pic, mi-am rămas cu ceva în cap. Așa. Deci tu nu ai ținut niciodată dieta, adică tu nu ții dieta, nu ești atent la ce mănânci? Dar continua, uite, te rog frumos să-mi aduci toți colegii să-i aliniez, să-i întreb ce mănânc eu aici. Și mănânc în fiecare zi ce-mi face plăcere, ce-mi e poftă, dacă nu vreau seară frigiderul. Deci am slană de vreo 3 feluri, brânzeturi de-astea românești toate, ceapă roșie. Ieri în meniul de dietă am avut ciorbă de fasole cu afumătură și cu costiță afumată și cu ceapă roșie. Emilia, te rog frumos un cuțit mare pentru slană, că trebuie să-i arăt ce slană am eu. Deci asta este ceva special. Mamă, nici n-ai zis și a venit cuțitul. Normal. Păi, dar totuși să știi că din calitatea mea de divă mai rămas câte ceva. Dacă cer luna după cer, în 2 secunde apare. Cam, băi, cam așa diva, se tu divă e, tată, și în fermă, și la Monte Carlo. Chiar și dacă te-a peste cerut un cuțit să taie slană, tot divă e. Da. Deci eu vreau să-ți arăt cu ce ne avem noi de-a face aici și în timpul ăsta îți povestesc. Doamne, ce n-ar da concurenții pentru asta. În sezonul ăsta îi ținem mai mult în pedepse ca niciodată. Deci oamenii ăia, când mă văd intrând în casă, sunt pedepsiți pentru orice. Și când spun pentru orice,
Nu vrei să știi ce înseamnă. Deci orice... Adică, practic, sezonul ăsta nu seamănă cu nimic ce a fost până acum. Dar fii atent de ce. Pentru că, sigur că în toate sezoanele îi muncesc, fac tot felul de chestii, dar... Acum, pentru orice greșeală, cât de mică, cea mai mică din lume, pedepsiți drastic, cu niște lucruri enervante și toți vor să plece acasă până seara. Niște pâine avem! Imediat ai așa. Că să... Mamă, pâine, a venit. Deci, ca să nu zici că... Deci, mai cere ceva să-ți arăt că se... Tu ai vorbit înainte, vezi că o să cer la un moment dat cuțit, la un moment dat pâine. Jur că niciodată, dar aici... La ia fii atent, stai, stai. Asta... Roșii aveți? Imediat. Nu cred că sunt și roșii. Deci, nu, Vera, lasă că astea le dau eu mai repede. Deci, dacă ai și țuică sau palincă... Deci, nu, și ne-a zis mai imediat, adică ai și țuică și palincă? Stai o secundă, uite roșiile, stai, ia-mă bușor, că ți le dau pe toate, doar dăm răgaz. Altceva, ce mai dorești, Maruță? Vreau să fiu divă. Asta se te rezolvi imediat, ce rochie vrei, ce culoare? Pantof cu toc? Nu știu, ia, cu ce mi s-ar potrivi, aș încerca. Așa, deci, așa. Uite aici palinca. Băi, nene, deci imediat ți-aș adus pe bune. Deci, ți-am zis să zici ce vrei, că la noi așa... Eu nu cred că e palincă, cred că au pus apă în ea și ne zic că e palincă. E palin. Asta am vrut să știi, dar deci nu, deci, în condițiile astea lucrăm și grele. Deci nu există ceva ce-mi doresc și echipa asta super organizată să n-aibă. Să mâncăm o sală. Foarte bună. E bună rău? Da. Deci da. Sezonul ăsta au multe provocări. Așa. Eu sunt curios, vreau să aflu. Îți spun imediat. Deci în sezonul ăsta, în afară de faptul că avem un casting minunat, de oameni, am văzut în promo, e fabulos, serios. De oameni foarte diferiți ca și personalitate, dar ca așa e mișto, să fie diferit, să fie de toate sorile ca în viață, știi? Nu m-aș fi așteptat să văd pe Giulia Nahmani prin fermă pe aici, știi? Dar nu te-ai fi așteptat să vezi pe Giulia Nahmani cum o să o vezi niciodată în viața ta. Nu te-ai fi așteptat să o vezi pe Alina Pușcău. Alina nu era cu Vin Diesel și cu... Băi, era cu Vin Diesel. Hollywood-ul cu ăstea. Era cu filme la Hollywood, era cu Covor Roșu, cu tot felul și acum este una dintre concurentele cele mai chinuite. Îți promit eu că ce o să vezi, de exemplu, în sezonul ăsta despre Ana Lescu, în viața ta n-ai știut. Îți promit eu că o să ai surpriza vieții tale despre Ana Lescu. Mihaela, în fermă s-au mai îndrăgostit între ei așa? Adică înțelegi ce zic? S-au mai pupat? S-au mai... Băi, eu, sincer să fiu, am făcut o fixație pe Andrei. Andrei, ca să explic cum e pentru mine Andrei, știi cum ne punem toți acasă pe perete ceva, un tablou care ne place, ne inspiră, sau un obiect care îți place, nu știu, știi chestiile alea, adică te bucură. Ca pe primul când punem postere cu cine ne place pe perete? Da, genul ăla, așa, nu știu, adică să te uiți așa și să ai un zâmbet, nou metru. E cam așa e pentru mine Andrei când intru în fermă, de ce? Pentru că Andrei nu-și pune niciodată tricou, stă numai la bustul gol, arată perfect și eu când mă duc în fermă, mă uit întâi la Andrei, mi-am făcut, ca să zic așa, mi-am luat doza de energie și continuăm. Adică putem începe ferma. Deci la capitolul îndrăgosteală, nu e chiar îndrăgosteală, dar... Păi nu zic de tine. Bă, lasă, eu ți-am zis de mine, nu ai înțeles. Am înțeles. Că altceva nu zic. De ce crezi că zic din casă? Nu zic nimic din casă. Măi, ai mâncat bine? Bă, fără mi-aș mai fi mâncat, dar mi-era rușine de oameni când ziceau ăștia, bă, minte la nemâncat. La noi se știe că fermierii poartă pălărie. Deci asta, superb, dacă perfect. Ești invitat, trebuie să te recunoaștem după pălărie. Pe tine te-a prins furtuna aia și ploaia înfiorătoare. Da. Aici, nu? Uite cum arată locul unde mă... Deci te rog frumos, uite-te ce e aici. Bă, am intrat încălțat, te rog frumos să mă ierți. Acum îmi dau seama, trebuie să mă descalț acolo. Tu înțelegi ce se întâmplă aici? A venit ploaia peste noi, a căzut copertina. Practic în dimineața când a venit ploaia și a căzut copertina, eu nu mai puteam să ies din rulotă. Dar vreau să te întreb ceva, Mihai, vreau să fii sinceră cu te mine. Te rog frumos. Nu ți-e urât să dormi singură? Sincer, da, dar acum devine interesant. Nu s-a oferit nimeni din colegii mei, pleacă toți acasă ca niște nenorociți și așa că ce să fac? M-am descurcat singură să dorm. Eu îți spun de ce îmi pun bocancii. Pentru că m-am gândit să te duc în hambar și în hambar, dacă tot ai venit la fermă... Am aranjat. Ca o divă ce ești. Dacă tot ai venit la fermă, vreau să-ți arăt și ție cu adevărat ce înseamnă viața la fermă. Am pentru tine o surpriză. Da? Da. Abia aștept. Poți să ne dai și nouă casetele care nu intră pe post, adică... Adică niște, da, pot să fac niște scris și atunci să-i trimit lui Ciucă, poate, da, să mai poate se schimbă viața. Ciucă! Ia, vină, fii atent ce face Mihaela pentru tine. Deci în fermă, la un moment dat, pentru că e foarte cald, se întâmplă tot felul de nebunii și la un moment dat niște oameni, că sunt oameni, înțelegi tu, și băieți și fete, rămân așa, mai ca la Adam și Eva. Elena. Și am vorbit cu Mihaela, mă, să ne dea și nouă casetele pe blat, adică ce nu intră pe post să ne dea nouă. Da. Poate se dezleagă cu nuniile. Te uiți la acest sezon, pentru că toate vedetele pe care le-ai văzut tu în emisiune la Măruță au venit frumos îmbrăcate, aranjate, machiate, impecabile. O să le vezi în fermă
mai mult dezbrăcate, în marea majoritate a timpului nemachiate deloc, 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 și făcând niște lucruri absolut spectaculoase. Deci o să te rog să te uiți, să vezi, mai ales când vine seara, cum spuneam lui Măruță. Hai să mergem. Că nu o să-mi facă bine deloc sezonul S-ar putea să nu-ți facă bine deloc. Și cunoscătorii știu despre ce e vorba. Și s-ar putea să ți se facă rău uitându-te, pentru că vor fi niște imagini care vor afecta grav bărbații singuri. Tu știi că bărbat singur, bărbat singur, dar tu știi că el îndrăgostit, iubit cu o persoană din fermă? Nu cred. Da. De cine? Nu pot să zic. Poți să zic? Da, la ureche. Prieten cu Viviana. Viviana. Nu cred. Da. Aoleu. O să fie o dramă. Aoleu. Nu, dar a fost trecut. Nu e bine. Nu, a fost de mult. Tot nu e bine. Uite, te aduc ca pe concurent. Deci pe da. Concurenți când îi aduc la tăiere, respectiv m-a la M-a luat tăiere, fiorurile, Mihai, da? La te rog. Deci fii aici să-ți da. Explic cum arată. De obicei aprindem făcliile aici, da. Și creăm așa, știi, o stare. Când vin la duel, săraci, se termină. Și pe drumul ăsta aprindem făcliile și cum ar veni eu cu tine, suntem dueliști. Că așa da, vin dueliști. Da. Nu că nu suntem prieteni, de obicei suntem... Pleacă de aici. Hai la duel. La revedere. Deci genul numai ăsta. Bine. Deci cum ar veni, noi intrăm aici și acolo la ușă ne batem care intră primul. Cum ar veni, adică da. Eu te împing pe tine, tu nu mă lași pe mine. Eu fiind de la țară o să da. Te las, adică să intri tu prima. Și iată, aici ai ajuns la celebrul hambar. Hambar, unde se întâmplă cele mai crunte dueluri din toată ferma. Adică, practic, ce înseamnă? Aici e locul de tortură. Te rog să scrii acolo Măruță Rădulescu sau Mihaela și Cătălin. Cum vrei tu, că e duel între noi doi, așa se scrie. A, deci intrăm la duel amândoi? Da. Adică acum facem un duel? El n-a înțeles, la noi aici în arenă, când omul intră, nu știe de ce a venit și nici cum iese.